În primul rând, vreau să încep această conferință pentru a felicita și echipa din Brașov pentru un combat destul de bun. Pot să spun, înaintea meciului nu știam mare lucru despre echipa adversă. Am fost surprins, plăcut, să văd în teren jucători tineri, cu ambiție, care își doresc să facă performanță. Încă o dată felicitări colegului și echipei din Brașov. Vis-a-vis de meciul de azi, prima impresie după intrarea în vestiar, după finalul meciului, toți băieții au fost foarte wow în privința spectatorilor. Nu am mai văzut atât spectatori, probabil nici în Liga Națională. Asta ne bucură foarte mult, pentru că punctul numărul 1 a proiectului nostru, după cum bine știți, a fost să aducem lumea la sală. Să aducem spectatorii iarăși în sală, să le demonstrăm un spectacol handballistic și pentru asta le mulțumesc încă o dată și vreau să-i rog să fie alături de echipa asta, să aibă răbdare în primul rând, pentru că avem mult de construit până să demonstrăm adevărata noastră valoare. Vis-a-vis de meciul de azi, băieții, am vorbit înaintea meciului despre foarte puțin despre probleme tehnico-tactice. Ce le-am cerut eu la băieți a fost dăruire în teren și ambiție, ceea ce eu zic că s-a văzut în teren. Fiecare jucător a jucat cu ambiție și o dăruire, probabil că și prisma faptului că sala a fost aproape plină și să demonstreze fiecare valoarea lui. În principiu sunt foarte mulțumit de primul joc prestat acasă. Sperăm că, după cum este un proverb, victorii le aduc victorii, să o ținem pe această linie până cel puțin la finalul campionatului.